Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Haideți, așa cum stăm, frați și surori, să deschidem cuvântul Domnului la Numeri, la capitolul 14, începând cu versetul 21. La Numeri, la capitolul 14, începând cu versetul 21. Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne vorbește astfel. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, tot atât este adevărat că toți cei care au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum, n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei care m-au nesocotit n-o vor vedea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea mai întâi de toate să spun numele Domnului să fie lăudat, numele Domnului să fie slăvit și să fie înălțat în mijlocul nostru, frați și surori. Aș vrea să vă spun încă de la început, frați și surori, că în această dimineață studiul biblic pe care vrem să-l facem este un studiu biblic care vreau să fie o cercetare pentru noi. Să fie un moment în care noi să ne punem viața noastră în cumpănă. Trebuie de câteva ori pe an, frați și surori, toți care aveți mașini și știți ce înseamnă o mașină, trebuie să-i mai facem câte o revizie. Odată pe an la mașinile care sunt mai vechi, care le avem, trebuie să mergi la un ITUB, la revizie. Dar acolo, dacă nu e ceva bine, acolo trebuie mai schimbată câte o piesă. Aș vrea în această dimineață, frați și surori, să fie o revizie a vieții noastre. Ne preocupăm atât de mult de lucrurile din lumea aceasta, facem revizii la mașini, facem revizii la toate lucrurile, la biciclete, la toate lucrurile, la frați, la surori le facem revizie, să vedem fiecare ce gândește, ce face, dar nouă de multe ori, frați și surori, ne lăsăm deoparte. De ce? Credeți că este normal acest lucru? Nu. De ce de multe ori nu ne facem nouă revizie? Pentru că ne e frică. Ne e frică de adevăr, frați și surori. Și în această dimineață, frați și surori, este un cuvânt pe care Dumnezeu a stat de vorbă cu poporul Israel. Știm cu toții că poporul Israel este poporul ales al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a promis că îl va duce într-o țară unde va curge lapte și mierea. Dumnezeu îl va duce într-o țară unde va fi binecuvântat, unde nu va duce lipsă din toate punctele de vedere, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere material, nici din punct de vedere spiritual, pentru că Dumnezeu, încă din momentul în care au ieșit din țara Egiptului, Dumnezeu a fost cu ei și le-a călăuzit și zi și noapte. Cu alte cuvinte, 24 din 24 de ore Dumnezeu a fost călăuzirea lor. Ne place foarte mult această istorie, dar aș vrea să vă spun un lucru, frați și surori. Nu este la voia întâmplării această istorie, pentru că această istorie se repetă și începând din Noul Testament, cu alte personaje, cu alte persoane. Nu vorbim despre poporul lui Dumnezeu, să facem bine distinția între poporul lui Dumnezeu, care este poporul Israel, care este seminția, care se trage din Avram, Isaac și Iacob, și vorbim din Noul Testament despre Biserica lui Dumnezeu, care este trupul lui Hristos, care se spune că este cum? Este sfântă, este neprihănită, este fără zbârcitură, fără cusur, și biserica și-a spălat hainele în sângele mielului. Haideți să vedem acum, frați și surori, o deosebire între ceea ce era în vechime și ceea ce este biserica în zilele noastre. Nu vreau să fac referință la nimeni. Aș vrea să fac acest lucru de la început ca să nu creadă cineva că eu predic la unul sau la altul sau la cineva. Nu. Acest studiu din această dimineață este pur și adevărat și sincer din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ție
oricare ai fi, simți că îți vorbește Dumnezeu. Să nu crezi că cineva îți vorbește, ci este Dumnezeu cel care ne vorbește în această dimineață. Înainte de a începe acest studiu, ne-am rugat ca Dumnezeu să ne vorbească. Haideți atunci să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne vorbește și, cum am spus de la început, haideți să fie o zi a cercetării, o zi a reviziei vieții mele. Fiecare dar să intre în lăuntru inimii lui, să se cerceteze și să vadă starea în care se află. Pentru că, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci nimic întinat nu va intra în cer. Așa cum nimeni care a cârtit și care n-a ascultat de Dumnezeu n-au văzut țara Canaanului. Chiar dacă Dumnezeu le-a promis țara Canaanului, a jurat părinților lor că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere, chiar dacă ei au fost la granița țării, chiar dacă ei au avut iscoade care au mers și au iscodit țara Canaanului, chiar dacă ei au auzit și au văzut că acolo un ciorchine trebuie să-l ducă doi oameni pe umăr, un ciorchine de strugure, care au văzut lucruri mari și au văzut ce mari binecuvântări erau acolo, a fost câteva motive pentru care ei, spune Dumnezeu, nu veți intra în ea. O întrebare pentru noi în această dimineață, frați și surori, este: Domnul Iisus Hristos s-a dus la cer și a spus, mă duc la Tatăl, că este de trebuință să mă duc acolo ca să vă pregătesc și vouă, adică nouă, să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El, acolo să fim și noi. Dar totuși Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat nouă un ghid, o carte tehnică prin care noi trebuie să schimbăm piesele care sunt stricate în viețile noastre. Noi să facem revizie vieților noastre. O carte în care noi să vedem care este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt, este drept și El nu se complică cu nimic care este păcătos. Și cel păcătos, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu va putea ține capul sus în adunarea celor sfinți. De aceea, frați și surori, aș vrea să mergem să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu care le vorbește Dumnezeu lui Israel în Numeri la capitolul 14. Spune cuvântul Domnului: dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu prezintă o situație foarte importantă. Se prezintă El că este viu și că El este viu. Acest punct este foarte important. Fiți atenți, atât este adevărat că toți. Haideți să ne uităm la cuvintele acestea, frați și surori, care ne vorbesc foarte mult. Că toți. Face Dumnezeu vreo excepție cu poporul Israel? Nu. Dumnezeu nu face compromisuri. Spune adevărat că toți cei care au văzut cu ochii lor. Care sunt lucrurile pe care noi le vedem cu ochii noștri? Câte vindecări ați văzut în viața voastră? Câte minuni ați văzut în viața voastră? Câte lucrări a făcut Dumnezeu în jurul vostru? Câte lucruri am văzut noi, frați și surori, cu ochii aceștia de carne? Câte am văzut? Puține? Eu cred că multe. Eu cred că de dimineața până seara vedem mâna lui Dumnezeu. Vedem pe Dumnezeu cum ne păzește, vedem pe Dumnezeu cum ne ocrotește. Vedem pe Dumnezeu cum ne poartă de grijă, cum ne poartă în carul Lui de biruință, cum nu ne lasă singuri, cum vedem pericolul cum trece prin fața noastră. Și Dumnezeu este Cel care ne-a oprit. Poporul Israel a văzut multe minuni în țara Egiptului. A văzut toate plăgile care Dumnezeu le-a trimis asupra egiptenilor. Poporul Israel a văzut Marea Roșie despicată în două și au călcat-o cu piciorul pe uscat. Poporul Israel a văzut în pustie unde nu era apă, nu era de mâncare, ei au primit mâncare și apă. Timp de zeci de ani, poporul Israel a văzut mâna lui Dumnezeu. Și auzeam într-o predică la cineva care m-a pus pe gânduri. Poporul Israel la un moment dat a fost 1 milion de oameni.
Știi câtă mâncare trebuia să le trimită Dumnezeu în fiecare zi? Imaginați-vă în fiecare zi, în gara unde se afla poporul Israel, între ghilimele, trebuiau să intre 40 de vagoane de mană. Calculat la atâtea persoane, 40 de vagoane de alimente în fiecare dimineață Dumnezeu le dădea lui Israel. De unde? Din cer. Au văzut poporul Israel minunile lui Dumnezeu? În fiecare zi, în fiecare dimineață, Dumnezeu să-ți dea toate cele trebuincioase. Să-ți dea sănătate, să-ți dea binecuvântare, să-ți dea hrana de care ai nevoie, să-ți dea toate cele trebuincioase. Zi de zi, frați și surori, au văzut lucrurile acestea. Au văzut lucrarea lui Dumnezeu. Au văzut toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a avut pentru ei. Le-au văzut cum? Cu ochiul. Ochiul acesta de carne care de multe ori ne face pe noi să nu credem lucrările lui Dumnezeu. Și de aceea vine Dumnezeu și spune, adevărat este că toți cei care au văzut cu ochii lor, frați și surori, slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie. Uitați-vă, frați și surori, să ne comparăm și noi cu poporul Israel. Repet, noi suntem biserica. Noi suntem în locul acesta în adunare ca să ne pregătim pentru întâlnirea măriață cu Regele nostru, cu Domnul Iisus Hristos. Noi suntem încă în atelierul lui Dumnezeu, exact așa cum spune în vechime, eu sunt lutul, iar Tu ești olarul. Fă, Doamne, din mine ceea ce Tu vrei. Noi suntem încă în momentul în care Dumnezeu ne formează, Dumnezeu ne sfințește, Dumnezeu ne curățește. Este momentul în care noi trebuie să luptăm ca să fim mai buni, să fim mai sfinți, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Suntem încă în atelierul de prelucrare, de pregătire a lui Dumnezeu. Și aici este momentul în care noi ne pregătim să vedem Țara Sfântă. Poporul Israel a avut un timp în care a țărăit prin pustie, în care a văzut și s-au pregătit, Dumnezeu i-a pregătit pentru intrarea în Țara Canaanului. Dar un lucru care ar trebui să ne șocheze pe noi în această dimineață, frați și surori, că exact în pasul în care ei trebuiau să intre în Țara Canaanului, au trebuit să se întoarcă și să meargă din nou în pustie încă 40 de ani. Credeți că este normal? Frați și surori, lucrul acesta, să știți că pentru noi ca și biserică, nu există. În ziua în care va veni Mântuitorul pe norii cerului și va lua mireasa acasă, frați și surori, noi suntem mântuiți prin har, prin credința în Iisus Hristos. Biblia încă nu ne spune multe lucruri despre posibilitatea să fii după aceea mântuit și să fii răpit la cer. Biblia ne spune că avem o singură șansă. În ziua în care va veni El pe norii cerului, toți cei aleși, toată biserica, toți cei care au fost mădulare, toți cei care au fost trupul lui Hristos, toți cei care și-au sfințit viața, toți cei care au trăit în pocăința adevărată pe care o cere Scriptura, toți cei care au trăit conform a ceea ce scrie în Biblie, toți cei care au trăit conform a ceea ce zice Dumnezeu, toți aceia vor fi înălțați la cer. Aceia. Pentru că nimic întinat nu va intra acolo. Precum în Țara Canaanului, n-au putut să intre oamenii care vom vedea imediat lucrurile care le-au făcut, așa nici în Țara de Sus nu vom putea să intrăm, frați și surori. Și de aceea am zis ca să fie un moment de cercetare pentru noi, pentru că nu știm când va veni Hristos pe norii cerului și aș vrea să fim pregătiți cu toții. Să lăsăm toate lucrurile acestea din lume, pentru că cerul și pământul vor trece. Toate lucrurile acestea sunt trecătoare. La ultimul studiu care l-am vorbit aici, frați și surori, vă aduceți aminte, spunea, nu vă strângeți comori pe acest pământ aici unde n-au nicio trebuință. Și celor care nu aveau le spunea, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci Dumnezeu va purta de grijă. Nu vă bateți capul, frați și surori, dar munciți cu mâini harnice.
Nu ca să vă bogățiți, ci ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Haideți să ne uităm mai departe. Vedem că oamenii poporului Israel au văzut cu ochii lor slava lui Dumnezeu și minunile, toate pe care Dumnezeu le-a făcut încă din Egipt până la frontiera țării Canaan. Dar spune Dumnezeu un lucru foarte important. Uitați-vă bine. Și totuși, aici este un punct, frați și surori, de unde Dumnezeu vrea să vorbească un lucru important pentru ei și pentru noi în această dimineață. Și totuși, m-au ispitit. Un al doilea lucru, n-au ascultat glasul meu. Și al treilea lucru care l-au făcut, m-au nesocotit. Uitați-vă în versetul 22 și 23. Deci, care au văzut cu ochii lor slava lui Dumnezeu și minunile toate pe care Dumnezeu le-a făcut. Și totuși că au văzut slava lui Dumnezeu și minunile, l-au ispitit pe Dumnezeu. N-au ascultat glasul lui și l-au nesocotit. Trei lucruri, frați și surori, care există în viețile noastre. Cât să-l ispitiți pe Dumnezeu? Fiți sincer cu voi. Nu trebuie să răspundeți mie. Câți dintre voi îl ispitiți pe Dumnezeu? Așa e că niciunul. Cum să-l ispitesc eu pe Dumnezeu? Mai departe, câți dintre noi nu ascultăm glasul lui? Cum? Eu? Eu nu ascult glasul? Eu ascult glasul Domnului. Așa-i? Este adevărat. Ascultăm glasul Domnului. Cât îl nesocotim pe Dumnezeu? Vai, Doamne, ferește! Cum să-l nesocotesc pe Dumnezeu? Păi atunci înseamnă că mergem toți în rai. Așa-i? Conform a ceea ce spune poporul și cuvântul lui Dumnezeu, ei au păcătuit în cele trei lucruri, după care Dumnezeu se jură că nu vor intra în țara Canaanului ei. Noi, dacă nu avem aceste trei lucruri, înseamnă că suntem un pas în față și vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Așa-i? Ce ușor! Dar stând și rugându-mă, frați și surori, am zis, haide să mă uit puțin să vedem în dicționarul limbii române ce înseamnă traducerea acestor cuvinte. Să vedem ce înseamnă aceste cuvinte în realitatea lor. Pentru că niciunul dintre noi nu o să spună, eu îl ispitesc pe Dumnezeu, așa-i? Niciunul dintre noi nu spunem, n-ascult glasul lui Dumnezeu. Adică niciodată nu mi-am băgat degetele în urechi să n-aud ce zice Dumnezeu. Eu întotdeauna am fost cel care ce mi-a vorbit Dumnezeu prin predică, prin cântare, prin poezie, prin toate lucrarea care îi, prin proroci, prin toate lucrările care le face Dumnezeu, eu am împlinit totul. Eu niciodată nu am nesocotit pe Dumnezeu. Cum să-L ispitesc eu pe Dumnezeu? Haideți să ne uităm, frați și surori, puțin la câteva cuvinte, la cele trei cuvinte, mai exact, să vedem ce spune dicționarul limbii noastre. Ce înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu? Ce înseamnă să ispitești pe cineva? Haideți să fim cu urechile foarte atente. Să fim foarte atenți. A ispiti se spune că înseamnă că încerci să atragi ceva asupra ta. Noi niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Să atragem pe Dumnezeu, să spunem, Doamne, știi că eu sunt mai bun, eu sunt așa, Doamne, noi, aceea este istoria dintre fariseu, nu? Și omul lui Dumnezeu, nu? Care s-a dus în templu și a zis, Doamne, eu sunt ăla bun, eu sunt ăla tare, eu dau zeciuială, nu? Deci aici, noi n-am vrut să atragem niciodată foc la oala noastră, nu? Ademeni pe cineva. Să încerci să schimbi o situație înaintea lui Dumnezeu. Când nu te înțelegi cu fratele tău, cu sora, cu soția, cu copilul, nu încerci să ademenești lucrurile. Atenta la ceva. Aceste toate lucruri înseamnă a ispiti. A pune la încercare. Doamne,
eu te pun la încercare astăzi. Să văd dacă mă iubești. Cum pot eu să-i cer lui Dumnezeu să văd dacă mă iubește când Biblia spune că mă iubește Dumnezeu cu o dragoste măreață? Ce înseamnă lucrul acesta, frați și surori, a pune la încercare? Doamne, eu astăzi te pun la încercare să văd dacă trebuie să fac lucrul ăsta. Te pun la încercare, Doamne, să văd dacă este bine ceea ce fac. S-ar prea putea ca încercarea pe care noi o punem lui Dumnezeu, frați și surori, să fim foarte, foarte atenți, s-ar prea putea să fie că îl ispitim pe Dumnezeu. A pune la încercare întrebări capcană. Aceasta înseamnă că îl ispitești pe Dumnezeu, nu că îl pui la încercare. Când scrie în Scriptură, exact ca și poporul Israel, trăia în păcat, trăia fără de lege și venea și spunea, noi suntem buni. Și Dumnezeu venea și spunea, voi sunteți răi. Când am făcut noi aceste lucruri? Ei se dezvinovățeau singuri, pentru că ei nu se cercetau singuri. Ei nu vedeau starea în care se află. Mai departe, a cerceta pe Dumnezeu, să vedem cum lucrează Dumnezeu, ce face Dumnezeu. A examina aceea ce Dumnezeu vrea să facă. După aceea, a întreba cu anumite intenții pentru a afla ceva, cu alte cuvinte, a descoase pe Dumnezeu. Frați și surori, aș vrea să ne cercetăm bine în această dimineață. Câte întrebări îi punem noi lui Dumnezeu, care noi credem că sunt întrebări sincere, prin care noi de fapt îl ispitim pe Dumnezeu. Câte? De câte ori, frați și surori, îl punem pe Dumnezeu la încercare, așa spunem noi, în lucruri pe care noi știm foarte clar că Dumnezeu ne-a vorbit clar în lucrurile acelea. Și totuși, noi îl punem pe Dumnezeu la încercare. Nu vreau să spun că nu poți să-L pui pe Dumnezeu la încercare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Chiar și Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare și o să vedeți slava mea și o să vedeți măreția mea. Dar, frați și surori, interesul final în urma punerii lui Dumnezeu la încercare este ce? Ca numele Lui să fie proslăvit. Nu ca eu să ies deasupra situației în care mă aflu. Nu ca eu să fiu mai bun ca și celălalt. Dumnezeu niciodată nu va face lucrul acesta. Dacă eu caut acest lucru, frați și surori, eu de fapt nu-L pun pe Dumnezeu la încercare, ci eu îl ispitesc pe Dumnezeu. Și vai de câte ori L-am ispitit pe Dumnezeu noi. Vai de câte ori noi suntem niște oameni care îl ispitim pe Dumnezeu. La început, când am citit acest text, mă gândeam, zic, nu o să fie niciun nimeni care să poată să declare sincer în inima lui că a fost odată în viața lui sau a fost de câteva ori sau că el continuă să-L ispitească pe Dumnezeu. Dar când m-am uitat în dicționar ce înseamnă cuvântul ispitire, mi-am dat seama și am zis, Doamne, de câte ori te ispitim noi pe Tine? Pentru că de câte ori te punem noi pe Tine la încercare în găinării de ale noastre? Doamne, dacă mă scap din lucrul ăsta, mă pocăiesc. Credeți că este un lucru pe care Dumnezeu îl face? Câteodată îl face Dumnezeu. Dar Dumnezeu te-a scăpat de zeci de mii de ori înainte de a spune tu acest lucru și tot nu te-ai pocăit. Și dacă ne pocăim doar de dragul și cu forța, doar de frică și doar de lucru că Dumnezeu ne-a scăpat dintr-un lucru, s-ar prea putea ca acest lucru să fie doar o ispită la adresa lui Dumnezeu. Să fie încă un mod prin care noi îl ispitim pe Dumnezeu. Frați și surori, haideți să intrăm în inimile noastre și să vedem lucrul acesta. De câte ori îl ispitim noi pe Dumnezeu prin cuvintele noastre, prin gândurile noastre, prin vorbirea noastră? Să nu uităm, frați și surori, că noi avem de-a face cu un Dumnezeu care spune că înainte de a-ți ieși cuvântul din gură, El știe ce vrei să spui.
Noi avem de-a face cu Dumnezeu care niciun fir de păr nu scade din cap fără știrea Lui. Toate firele ne sunt numărate. Câți dintre voi știți câte fire de păr v-au căzut în această dimineață? Niciunul. Dar să știți că Dumnezeu le știe. Și știe care firul de păr care ți-a căzut din cauza problemelor, știe care firul de păr care ți-a căzut din cauza păcatului, din cauza stresului, din cauza oboselii care o ai. Dumnezeu le știe pe toate. El este un Dumnezeu suveran. El ne știe și ne cunoaște pe noi. De aceea, frați și surori, haideți să fim sinceri cu noi și cu Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, nu vom reuși nimic cu Dumnezeu. Pentru că poporul Israel i-au tot pus întrebări. Poporul Israel l-au tot pus la încercare. Poporul Israel a făcut multe lucruri care de fapt au fost o ispită la adresa lui Dumnezeu. Și așa cum poporul Israel, gândiți-vă, pentru că l-a ospitit pe Dumnezeu, n-a ajuns să vadă țara Canaanului, așa s-ar prea putea, frați și surori, între noi să fie oameni, persoane, care din cauza că îl ispitim pe Dumnezeu să nu ajungem acolo în locul în care ne-a fost pregătit pentru noi. Pentru că nu uitați un lucru, frați și surori, Dumnezeu a jurat părinților lui Israel. A jurat că îi va duce acolo, dar din pricina că ei n-au trăit cum Dumnezeu le-a cerut, nu au putut să intre în promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a trimis în pustie înapoi. Gândiți-vă același lucru pentru noi. Dumnezeu ne-a zis și Domnul Iisus ne-a spus că s-a dus acolo să ne pregătească un loc. Dar dacă noi nu trăim ceea ce Biblia ne cere și pocăința adevărată, nu vom ajunge acolo. Chiar dacă locul este pregătit, frați și surori, și scrie acolo numele tău, dacă tu nu trăiești în viața aceasta, în timpul acesta de pregătire, înainte de decolare, noi suntem în atelier, în atelierul de schimbare a pieselor stricate, a lucrurilor. Noi suntem încă în atelierul pocăinței, în locul în care noi trebuie să ne cercetăm și să schimbăm toate lucrurile care ne pot afecta decolarea noastră de pe acest pământ ca să ajungem acolo unde Hristos s-a dus să ne pregătească un loc. Mai departe, frați și surori, am văzut care este cuvântul a ispitii. În urma acestor cuvinte care le-am citit, frați și surori, în dicționar, mi-am dat seama că de multe ori l-am ispitit pe Dumnezeu. Când am citit aceste lucruri, am zis, nu se poate. Cât de ușor trecem noi peste cuvinte, frați și surori? Cât de ușor trecem noi peste lucrurile care au așa de mare importanță? Și totuși mai departe vine și spune cuvântul lui Dumnezeu un alt lucru, un al doilea lucru, n-au ascultat glasul meu. Frați și surori, a asculta glasul lui Dumnezeu nu înseamnă doar a intra pe ureche, cum zicea maică-mea, și iasă pe cealaltă. Așa ascultam și eu pe maică-mea când eram tânăr, de multe ori. Zicea, m-ai auzit? Da, te-am auzit. Ce ți-am zis? Nu mai știam. De ce? Pentru că eu ascultam atent. Credeți că același lucru putem să-l facem și cu Dumnezeu? Aceeași ascultare putem să-i acordăm lui Dumnezeu? Dumnezeu nu se referă doar la ascultarea auditivă, doar la nivelul urechilor, frați și surori, doar că ai auzit ce spune Scriptura, ci Dumnezeu se referă la al doilea pas. În urma ascultării trebuie să vină ce? Faptele, împlinirea acelui lucru. Și vai de câte ori, frați și surori, noi auzim ce trebuie să facem și când este de împlinit, ce facem? Dăm bir cu fugiții, o lăsăm baltă. Ca și proverbul acela, ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine, lasă pe poimâine. Așa-i? Așa facem noi de multe ori. Noi știm care este voia lui Dumnezeu. Știm care este planul lui Dumnezeu și cu toate acestea, frați și surori, noi ce facem de multe ori în ascultarea noastră? Auzim pe Dumnezeu și mergem mai departe pe calea noastră.
Ne place să vedem copiii noștri, că toți dintre noi, majoritatea, avem copii. Dacă noi le-am spune ceva copiilor, nu face lucrul ăla, și să-l vezi pe copil că merge și face lucrul ăla, și după aceea continuă pe calea pe care el vrea, și nu-ți face casă, nu ascultă ce îi spui tu, doar aude, dar nu ascultă. Poporul Israel a auzit vocea lui Dumnezeu și la un moment dat i-a spus: Moise, spune lui Dumnezeu să nu ne mai vorbească, dacă ne vorbește Dumnezeu, noi vom muri. Spune lui Dumnezeu să nu ne vorbească El, ci vorbește-ne tu, pentru că chiar dacă tu ești mai bâlbâit, te ascultăm pe tine. Frați și surori, ascultarea noastră la adresa lui Dumnezeu care este? Doar la nivelul auzului sau la nivelul împlinirii? Pentru că poporul Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-au ascultat glasul meu și m-au ispitit și n-au intrat în țara Canaan, frați și surori. Nu spune Dumnezeu că n-au auzit vocea mea, pentru că Israel a auzit și foarte bine, dar n-au pus în practică aceste lucruri. Un alt lucru, frați și surori, și un al treilea lucru, care spune în ultima parte a versetului 23, m-au nesocotit. Aceeași întrebare. Câți îl nesocotiți pe Dumnezeu? Doamne ferește, cum să-l nesocotim noi pe Dumnezeu, așa-i? Nu. V-ați întrebat vreodată cât îl nesocotiți voi pe Dumnezeu? Intrați în inimile voastre și gândiți-vă de câte ori l-ați nesocotit voi pe Dumnezeu. Pentru că a nesocoti pe Dumnezeu, prețul care este a nu intra acolo unde ți este locul tău. Și vai ce mare va fi durerea aceea, frați și surori, în momentul în care va veni Hristos pe norii cerului și va spune către unii: plecați de la mine că nu v-am cunoscut, că ați lucrat și fără de legea. Ce durere va fi atunci să trăiești toată viața ta, 50, 60, 70, 80 de ani, să trăiești cu ideea că vei ajunge acolo în ceruri. Cum au trăit poporul Israel, vom merge și vom trăi într-o țară, vom avea țara noastră promisă, jurată de către Dumnezeu. Și când au ajuns la porțile țării, Dumnezeu le-a spus: nu, înapoi. Exact aceleași situație, frați și surori, gândiți-vă ce situație și cum au văzut în momentul acela Israel, acel moment în care Dumnezeu le-a spus: nu, nu veți intra. Pentru că ați făcut trei lucruri. Cu toate că voi ați văzut slava și minunile mele care le-am făcut, totuși m-ați ispitit. M-ați pus la încercare ca să ieșiți voi mai bine. M-ați ispitit, cu alte cuvinte. N-ați ascultat glasul meu. Nu ați împlinit voile mele. Nu ați împlinit planul meu. Și al treilea lucru, m-ați nesocotit. Și aici vom spune: nu, chiar dacă am ajuns să-L ispitesc pe Dumnezeu, dar eu să-L nesocotesc pe Dumnezeu, să ne ferească Domnul, așa-i? Așa am zis și eu. Dar când m-am uitat și am văzut care este adevăratul cuvânt a nesocoti, am zis: Doamne, iartă-mă, de câte ori te-am nesocotit eu? De câte ori te-am ispitit? Și de câte ori nu am ascultat voia ta? Haideți să vedem ce ne spune dicționarul ce înseamnă cuvântul a nesocoti pe cineva. Noi ne gândim al defaima, așa? Nesocotește, adică nu-l bagi în seamă ceva, nu? Cum să nu-l băgăm noi pe Dumnezeu în seamă? L-ați nesocotit vreunul pe Dumnezeu? Așa-i că nu. Vă întreb și după ce o să citesc aceste cuvinte, aceeași întrebare o să vă pun și vă spun că o să vă schimbați ideea. Nu a prețuit la valoarea cuvenită, adevărată, pe Dumnezeu. Cât îl prețuiești tu pe Dumnezeu? La valoarea Lui adevărată? Repet, este traducerea din dicționarul limbii române. Deci la cuvântul nesocotit, dacă vă uitați, a nu prețui la valoarea cuvenită, adevărată. De câte ori
nu-L prețuim, nu-L disprețuim. Nu că-L disprețuim pe Dumnezeu, dar faptul că nu-L prețuim la valoarea Lui adevărată, la nivelul Lui de Dumnezeu atotputernic, de câte ori, frați și surori, nu L-am prețuit pe El la valoarea Lui care îi se cuvine. De câte ori? Așa e că am ajuns să-L nesocotim pe Dumnezeu. Însăși faptul că nu L-am valorat cu aceea ce este valoarea Lui. El se prezintă ca un Dumnezeu atotputernic. El se prezintă lui Israel, eu sunt Jehova Rafa, Cel care te vindec. De câte ori ai fost în problemele tale și nu L-ai crezut pe Dumnezeu în stare că te vindecă? Ce ai făcut? N-ai crezut. Prin necredința ta ce ai făcut? L-ai nesocotit pe Dumnezeu. Ești apt în acest moment, frate și soră, dacă L-ai nesocotit pe Dumnezeu, nu L-ai pus la valoarea care o are, să știi că nu vei intra în împărăția Lui. Dacă îl vezi pe Dumnezeu mai jos decât El este, tu îl nesocotești pe Dumnezeu, frate și soră. Mai departe, a desconsidera pe Dumnezeu. Nu îl desconsiderăm pe Dumnezeu. A disprețui. Nu îl disprețuim pe Dumnezeu. Dar este un lucru important. A nu ține seama. A nu ține seama de ceea ce este Dumnezeu, de ceea ce El spune. Cu alte cuvinte, exact același lucru care spune, n-a ascultat glasul meu, a nu ține seama de glasul lui Dumnezeu. Ce înseamnă, frate și soră? Că îl nesocotești pe Dumnezeu. Îl nesocotim pe Dumnezeu, frați și surori. Spune, a nu ține seama, a ignora aceea ce El spune, aceea ce El este, prin acest lucru, prin ignoranța mea, frate și soră. La poruncile lui Dumnezeu, eu de fapt îl nesocotesc pe Dumnezeu. A trece peste cele zise, a nu asculta cuvântul. De câte ori trecem noi peste cele scrise? De câte ori ne facem noi legile noastre? De câte ori îl ispitim pe Dumnezeu? De câte ori nu ascultăm voia Lui? De câte ori trecem peste cele ce Dumnezeu ne spune? Și mai departe, ultimul lucru spune în dicționar, a călca o lege. De câte ori călcăm noi legea lui Hristos? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este cea mai mare, prin care noi împlinim tot. Câți dintre voi v-ați găsit unul dintre aceste lucruri de pe lista aceasta? Câți dintre voi îl nesocotiți pe Dumnezeu? Eu mă găsesc pe lista asta, frați și surori. Haideți să fim sinceri. Eu mă găsesc pe lista în care L-am ispitit pe Dumnezeu de multe ori în viața mea. Eu mă găsesc pe lista aceasta în care eu n-am ascultat a ceea ce Dumnezeu vorbește. Eu mă găsesc pe lista aceasta în care L-am nesocotit pe Dumnezeu de multe ori. Și ca atare, frați și surori, dacă nu-mi schimb viața acum, și aici, în momentul următor, eu sunt apt pentru a merge în iad. Sunteți conștienți, frați și surori, de starea în care noi suntem? De aceea spun, frați și surori, intrați în inimile voastre, intrați în sufletele voastre și fiți sinceri cu voi, frați și surori, căci Dumnezeu nu se lasă înșelați. Spune, nu te înșela, omule! Căci Dumnezeu nu se lasă înșelat, nimic întinat nu va intra acolo. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în păcat, în neascultare, în nesupunere. Frați și surori, poporul Israel în momentul în care ei au trăit în aceste lucruri, dacă noi ne uităm, consecința acestor lucruri care a fost, chiar dacă Dumnezeu le-a jurat că le dă țara, nu le-a. Chiar dacă Domnul Iisus a dus acolo sus în cer să ne pregătească un loc, nu-L vom vedea. De ce? Pentru că nu trăim pocăința pe care Biblia ne-o cere. Pentru că nu trăim conform a ceea ce Biblia ne spune și Biblia ne cere, frați și surori. Ne punem în fața ochilor noștri de multe ori o pocăință noastră,
O cale îngustă noastră care spunem, dacă nu are ținut aceea, dacă nu este așa, dacă nu vorbește așa, dacă nu are freza aceea, dacă... Noi ne uităm la o grămadă de lucruri în viețile noastre, frați și surori, dar nu punem bază pe cele importante care vom ajunge în iad, frați și surori. Frați și surori, Dumnezeu nu se lasă bajocorii, Dumnezeu nu se lasă. Gândiți-vă voi, frați și surori, de multe ori când mergem noi înaintea lui Dumnezeu și mergem și ne batem cu pumnul în piept și noi, de fapt, înainte, cu câteva momente, n-am luat seama la cuvântul Lui. L-am desconsiderat, l-am nesocotit pe Dumnezeu și noi mergem înaintea Lui fără să ne dăm seama. Acest mare păcat pe care Israel a făcut, îl facem și noi și îl avem în viețile noastre și trăim atât de bine cu aceste păcate, frați și surori. Și nu suntem conștienți că sfârșitul poporului Israel a fost unde? În pustie. Acolo au pierit toți. Frați și surori, care va fi sfârșitul nostru? Să fi gastat o grămadă de scaune, să se fi rupt de cât ai venit tu la adunare, să fi rupt o grămadă de tapiserii de pe scaune, că se schimbă rânduri și rânduri de scaune în viața unui om. Am gastat o grămadă de mochetă, o grămadă de papuci, de haine, de parfumuri, de motorină, de benzină, să venim la casa lui Dumnezeu. Duminică dimineața, când alți oameni stau și dorm și se odihnesc, noi ne sacrificăm și venim la casa lui Dumnezeu. Și în ziua aceea să spună, plecați de la mine. Ce părere aveți? Păi, Doamne, eu am trăit așa, eu am făcut așa, eu am mers, Doamne, eu am făcut. Vom avea ce să spunem? Din păcate nu, frați și surori. Pentru că Dumnezeu care ne cunoaște și înaintea căreia suntem goi și descoperiți, El ne știe tot ce gândim și tot ce vrem să facem. Și toată viața noastră, frați și surori, este... Gândiți-vă la un om. Eu prima dată când am auzit acest verset, că noi suntem goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu, mi-am imaginat un om care este în mijlocul deșertului. N-are unde să se ascundă și este gol. Acel om ce poate să se ascundă? Unde poate să se ascundă? Ce poate să facă? Nu ai nici cea mai mică șansă. Nici cea mai mică șansă de supraviețuire în situația aceea. Gândiți-vă, frați și surori, pentru că noi suntem goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Mai departe vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: toți aceia care au făcut aceste lucruri nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că să le-o voi da, și anume toți cei care au trăit în aceste lucruri. Și mai departe, frați și surori, la versetul 29 ne spune Dumnezeu ce s-a întâmplat cu ei. Au ajuns în cer, în locul unde curge laptele și mierea, au ajuns în locuri cu pășuni verzi, cu ape de odihnă, au fost fericiți, au trăit o viață fericită, așa ne spune, nu? La versetul 29, nu? Nu, frați și surori, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți care, a căror numărătoare a fost făcută, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea. Cu alte cuvinte, frați și surori, vârsta majoratului la evrei era la 30 de ani. Frați și surori, ei nu erau la 20 de ani, dar numărătoarea era făcută de la 20 de ani. Pentru că în momentul ăla se considerau că sunt copii, încă sunt tineri. Deci, cu alte cuvinte, înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești în vârstă, să știi că acest cuvânt îți vorbește și ție. Să nu crezi că dacă ești prea tânăr, cei care sunteți aici tineri,
Să nu credeți că Dumnezeu va face vreo excepție. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să spun de la început și cum am citit de la versetul 22, atât este adevărat că toți, fără nicio excepție, toți cei care au trăit în aceste lucruri, frați și surori, toți nu vor ajunge acolo. Și mai departe vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, la versetul 25, ultima parte, întoarceți-vă și plecați în pustie pe calea care duce spre Marea Roșie. Plecați în pustie. Am zis, ce înseamnă pustia? Am zis, acolo unde e mult nisip, unde e căldură insuportabilă, unde nu găsești apă. Și m-am uitat în dicționar să vedem ce spune limba română ce înseamnă pustiu. Ce înseamnă pustiu în adevăratul sens al cuvântului. Pustiu nu înseamnă doar deșert. Pentru că aici Dumnezeu nu spune că i-a trimis în deșert. Chiar dacă deșertul era în spatele lor și între ei și Marea Roșie era deșertul, Dumnezeu le spune, nu mergeți în deșert, spune Dumnezeu, mergeți în pustie. Și am zis, hai să mă uit puțin, să nu confund pustia care spune Dumnezeu cu deșertul pe care noi de multe ori ne gândim, care era în spatele lor. Și când am văzut lucrul acesta, frați și surori, aș vrea să vă spun un lucru. Este vreunul dintre voi care se simte că este în pustie și este lepădat și este trimis de Dumnezeu în pustie? Așa-i că nu. Așa-i? Haideți să vedem ce înseamnă cuvântul pustie. Loc lipsit de viață. Cum trăiești de multe ori? Care este starea în care te afli? Te simți ca și într-un loc în care nu există viață. Toate lucrurile sunt reci, moarte față de tine. După aceea, izolat. Cuvântul pustie nu înseamnă deșert, repet, înseamnă cuvântul izolat. De câte ori te simți izolat de lucrurile pe care tu ai putea să le ai, de Dumnezeu, de câte ori te simți izolat față de persoane, de lume, de biserică, de câte ori te simți tu izolat, înseamnă că ești în pustia în care a fost și Israel. Singurătate înseamnă acest lucru. De câte ori te simți singur? Așa-i? Frați și surori, suntem în pustiu de multe ori. Suntem. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea încă să mai schimbe lucruri în viețile noastre. A părăsit pe cineva, a abandonat pe acea sau pe acel iubit, persoana iubită, de câte ori te-ai simțit părăsit de persoana iubită? De soț, soție, copii, mamă, tată, frați, surori, de câte ori te-ai simțit tu că ești părăsit de toți cei din jurul tău? Niciodată, așa-i? Nu, frați și surori. Aceasta este pustiul. Mai departe, pustiul este un loc devastat, unde nu este nicio ordine, nu este nicio disciplină, nu este niciun lucru pus la locul lui. Este un dezastru. Este un loc distrus, unde nu mai există niciun lucru pus unul peste celălalt. Toate lucrurile sunt distruse. Este un loc prăpădit. Nu mai are nimic plăcut la vedere. Nu e niciun loc în care tu să te simți bine, în care tu să zici, aici este locul meu. După aceea, este un loc aflat în stare sălbatică. Adică toată lumea din jurul tău îi vezi împotriva ta. Pe toată lumea care îs afară îi vezi că sunt împotriva ta. Toți cei din jurul tău îi vezi sălbatici.
Lumea aceasta este sălbatică, oamenii, prietenii, pare că sălbatici toți, nu te înțelege nimeni, nu te ascultă nimeni, nu-ți face nimeni caso. Toate lucrurile, toți din jurul tău sunt sălbatici, este un loc unde trăiește sălbăticia. Un loc nelocuit. Ești tu singur. Ești tu singur în pustie. După aia, necirculat, nu trece nimeni care să-ți dea ajutorul. Nu trece nimeni să-ți dea o mână de ajutor. Nu trece nimeni să-ți dea un pahar de apă. Nu trece nimeni să te ajute, să te sprijinească. Nu ai cu cine să vorbești. Este un loc părăsit, distrus, fără nicio lege, fără nicio ordine, fără sens. Nu ai o viață fără sens. Care este sensul vieții tale? După aceea, fără rost, nu mai are rost să mai trăiesc. De câte ori ai zis? De câte ori ați spus, frați și surori, ce rost mai am și eu în lumea aceasta? Nu cumva este locul în care este pustiul în care noi suntem acolo, frați și surori, din pricina că suntem neascultători de cuvântul lui Dumnezeu? Ba da, pentru că traducerea cuvântului pustiu spune că este fără sens, fără rost. Și acum să vedem ce spune din punct de vedere al interiorului. Acolo în pustie ai o stare de apăsare. Noi nu suntem apăsați niciodată, așa-i? De tristețe. Nu poți să fii bucuros. De supărare. Supărare. Și plictiseală. Acestea sunt cuvintele, frați și surori, care este traducerea cuvântului pustiu. Cât dintre noi în această dimineață ne găsim în aceste cuvinte că suntem în pustiul în care Dumnezeu ne-a trimis înapoi pentru că nu suntem apți pentru a intra în împărăția cerească a Lui? Câți? Haideți să ne intrăm în inimile noastre și să ne cercetăm, frați și surori. Haideți să fim sinceri cu noi, căci, repet, frați și surori, nu vă înșelați, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu se lasă înșelat. Frați și surori, v-ați regăsit în câteva cuvinte, v-ați regăsit aici în cuvântul acesta? Eu da, în multe lucruri m-am regăsit. De multe ori am acuzat stelele, între ghilimele, extratereștri, pe frați, pe surori, îi acuzăm de starea noastră, că suntem părăsiți, ne simțim. De câte ori, frați și surori, facem lucrurile acestea? Și când colo, de fapt, nu este altceva decât aceea ce noi trăim înaintea lui Dumnezeu. Ori de câte ori te-ai simțit singur, părăsit, neascultat sau neascultată, să știi că lucrul acela ar trebui să ne pună un semn de întrebare mare. Haideți să fim sinceri, frați și surori. Să fim sinceri cu noi. Pentru că așa cum Israel n-a intrat în țara Canaanului, credeți că Dumnezeu face vreo excepție în această dimineață? Credeți că o să te ducă pe tine sau pe mine în cer, acolo unde sunt sfinții adevărați? Crezi tu că ești în stare să stai la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Ilie, cu Enoch, cu toți sfinții care au trăit pentru Hristos, cu martirii, cu Iacov, cu Pavel, cu Petru? Suntem noi în stare în această dimineață? Te simți în starea aceea în care să zici, abia aștept să stau acolo cu ei la masă? Sau ai încă o frică, o teamă interioară de ziua de mâine? S-ar prea putea, frate și soră, ca în această dimineață să fie momentul în care tu ar trebui să-ți cercetezi viața, să vezi starea în care te afli și să iei decizie în momentul acesta pentru viața ta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm la versetul 18, nu avem de-a face cu un Dumnezeu care îi place să te vadă în pustie. Dumnezeu nu de drag ca să își bată joc de Israel i-a trimis în pustie. Nu de aceea. Pentru că Dumnezeu, uitați cum se prezintă înainte de a da verdictul acesta, uitați-vă la versetul 18, cum se prezintă Dumnezeu? Domnul este încet la mânie, bogat în bunătate, iartă
fără de legile și răzvrătirile, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Dumnezeu nu o să te vadă, Dumnezeu sfânt, dacă tu nu ești sfânt. Dumnezeu iartă. Este un Dumnezeu care iartă și în această dimineață Dumnezeu este încă har din partea lui Dumnezeu și încă sângele Domnului Iisus Hristos poate să ne spele de orice păcat și orice fără de lege. Este momentul în care ar trebui să cădem cu fața la pământ și să ne pocăim, frați și surori, în sinceritate, pentru că nu ne putem juca cu Dumnezeu. El încă poate să ierte astăzi, acum și aici. După ce ieșim pe poarta acestei adunări, nu știu care va fi situația fiecăruia dintre noi, dar s-ar prea putea să ajungem în iad și în ziua aceea să nu putem să ni să ridicăm capul în sus. De aceea, frați și surori, aș vrea să închei cu aceste cuvinte. Haideți să ne punem să ne pocăim. Haideți să ne punem să ne cerem iertare. Haideți să ne punem, frați și surori, să ne sfințim. Pentru că Dumnezeu încă este un Dumnezeu care ne iartă și încă El stă de la răsăritul soarelui până la apus și încă mai cheamă pe orice păcătos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă un păcătos se întoarce la El, cerul întreg se bucură. Haideți, frați și surori, să ne plecăm pe genunchi, aș vrea în momentele acestea, și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Nu să strigăm înaintea lui Dumnezeu, ci cercetează-ți viața. Vezi care este starea ta și dacă te-ai găsit în unul dintre lucrurile acestea, nu sunt lucruri pe care eu le-am povestit, sunt scrise aici în Scriptură. Și Dumnezeu nu uita că este același ieri, astăzi și în veci. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne pocăim, frați și surori, cu adevărat, înaintea Domnului. Amin.